Bună ziua, dragii mei! Sunt Sorina Stoian și pe parcursul lecției de astăzi vă voi vorbi despre rădăcina pătrată a unui număr natural pătrat perfect. Ne vom reaminti mai întâi ce era numărul natural pătrat perfect, care numere naturale puteam afirma că nu sunt pătrate perfecte, vom defini apoi rădăcina pătrată a unui număr natural, iar apoi vom rezolva împreună două aplicații. Așadar, pătratele perfecte. Un număr natural se numește pătrat perfect dacă există numărul natural n, astfel încât n pătrat egal cu a. Câteva exemple. 7 la puterea a doua egal 49, așadar 49 este pătrat perfect. 11 la a doua egal 121, deci 121 este pătrat perfect. Și așa mai departe. Aveți în imaginea alăturată mai multe exemple. Numerele naturale care nu sunt pătrate perfecte. O primă categorie era formată din numerele naturale care puteau fi încadrate între două pătrate perfecte consecutive. De exemplu, 131 este mai mare decât 11 la pătrat, adică 121, da? Care este 11 la puterea a doua, și este mai mic decât 144, care este 12 la puterea a doua. Așadar, 131 l-am încadrat între două pătrate perfecte consecutive, deci nu este pătrat perfect. O altă categorie consta în numerele naturale care se scriau ca produs de doi factori, dintre care unul este pătrat perfect, iar celălalt nu este pătrat perfect. De exemplu, numărul natural care se scrie 5 la puterea a doua ori 3 nu este pătrat perfect. 5 la a doua este pătrat perfect, însă 3 nu este pătrat perfect. Așadar, produsul 25 ori 3, 75, da? Nu este pătrat perfect. O altă categorie o constituiau numerele naturale care aveau ultima cifră 2, 3, 7 sau 8. Acestea nu pot fi pătrate perfecte. De exemplu, 372. Da? Mare atenție, dacă ultima cifră este 0, 1, 4, 5, 6 sau 9, nu putem afirma dacă numărul este sau nu pătrat perfect. De exemplu, 120 se termină în 0, însă nu este pătrat perfect. Rădăcina pătrată. Rădăcina pătrată a unui număr natural pătrat perfect este numărul natural n, care se scrie ca n egal cu radical din a, el având proprietatea că n pătrat egal cu a. Exemple. Radical din 49 este 7. Deci rădăcina pătrată a lui 49 este 7. Radical din 100 este egal cu 10. Ca o aplicație imediată, am putea considera un pătrat care are aria, deci aplicație, aria unui pătrat este egală, de exemplu, cu 225 de metri pătrați. Cât este latura pătratului? Ne reamintim că aria pătratului era egală cu L la puterea a doua. Așadar, L la puterea a doua egal cu 225. Identificați astfel definiția N pătrat egal cu A. Așadar, latura va fi egală cu radical din 225. Însă 225 este pătrat perfect, 15 la puterea a doua. Așadar, latura pătratului va fi egală cu 15 metri. O problemă pe care Andrei o supune atenției tatălui său. Și astfel, el afirmă că suma numerelor naturale impare mai mici decât 100, este număr natural. Oare Andrei are dreptate? Eu vă provoc să opriți acest filmuleț, să rezolvați singuri problema, după care
să îl reporniți și să vedeți dacă ați reușit să o rezolvați corect. După o scurtă pauză, haideți să vedem ați rezolvat sau nu corect problema pe care Andrei a supus-o atenției tatălui său. Păi mai întâi ce trebuie să faceți? Să calculați suma numerelor naturale impare mai mici decât 100. 1 plus 3 plus 5 plus puncte puncte plus 99. Nu este altceva decât o sumă Gauss. 1 plus 99, 100, ori numărul de termeni, numerele impare de la 1 la 99 sunt în număr de 50, supra 2. Se simplifică 100 cu 2, ne rămâne 50. 50 ori 50, atenție, îl scriem sub forma 50 la puterea a doua. Ce trebuia să calculăm? Rădăcina pătrată. Deci radical din 1 plus 3 plus 5 plus puncte puncte plus 99 este radical din 50 la pătrat, adică este egal cu 50, care este număr natural. Deci Andrei, da, are dreptate. A doua aplicație se referă la Ana, care dorește să determine cel mai mare număr natural de două cifre, pentru care radical din AB plus BA plus 22 este natural. Oare cum procedează? De asemenea, vă rog să încercați să rezolvați singuri și apoi să vedeți dacă ați rezolvat corect. Cum vom proceda? Considerăm suma de subradical AB plus BA plus 22. Scriem numerele AB și BA în baza 10, 10A descompuse plus B plus 10B plus A plus 22. Obținem astfel 11A plus 11B plus 22. Observăm că putem să dăm factor comun pe 11 pe lângă A plus B plus 2. Pentru ca N să fie număr natural, adică acest radical din 11 pe lângă A plus B plus 2, care este nimeni altcineva decât numărul n mic, să fie natural, trebuie ca 11 înmulțit cu a plus b plus 2 să fie pătrat perfect. Însă, noi știm că a și b sunt cifre, deci a plus b pot fi maxim 18 împreună, a e mai mic sau egal cu 9, b e mai mic sau egal cu 9, așadar, pentru a fi pătrat perfect, a plus b plus 2 trebuie să fie 11 obligatoriu înmulțit cu k pătrat. Folosim ceea ce am spus mai devreme. Un produs dintre un număr natural pătrat perfect și un număr natural care nu este pătrat perfect nu poate fi pătrat perfect. Așadar, din toate aceste condiții, deducem că a plus b plus 2 nu poate fi decât 11, deoarece 11 ori 4 ne dă 44, mult peste 18. Deci a plus b este 9. Cel mai mare număr de două cifre, AB, dat fiind faptul că a și b nu pot fi 0, este 81. Acestea au fost aplicațiile referitoare la rădăcina pătrată a unui număr natural pătrat perfect. Vă mulțumesc pentru atenție! La revedere!